Andreea Pora îl distruge pe Ion Cristoiu, după interviul cu Sebastian Ghi, numai unul detalii a lui putea să scrie mai o cecereaz de oaie. Jurnalista Andreea Pora critic în termeni extrem de duri, într-un editorial pentru revista 22, interviul luat de Ion Cristoiu fugarului Sebastian Ghi. Mai exact, Pora se referă la episodul în care Sebastian Ghi îi arată doar lui Cristoiu poza cu Covesi. Dacă nu exista, Cristoiu trebuia inventat. Spre deosebire de ceilalți nesecetori de minciuni moarte la natere, el e maestru. Or, numai unul detalii a lui putea să scream din bomba care va zgudui dezvluirea care va cutremura a o cecereaz de oaie pe care se încerce să o vând pe post de truf. Nu i-a mers. Iortacii din studiul îi aveau gurile pungite. Cum maestrul n-are harul povestirii, iar poza din telefonul lui Ghi trebuia descris, lucrurile au intrat pe o linie moartă. Ci când fundal se vede nite butoaie, iar în prim plan, Covesi virgulă ghisocul ighiginerele, luna noiembrie 2012. Cam puin pentru o fecetură atât de mare. În perioada cu pricina Covesi era la Bruxelles, detaat chiar de pontă. Gurile rele spun ce în episoadele următoare maestrul va desena fotografia, ce Andronic îi peletete deja lechii de desen. Plicticoenie mare până când îi va iei ceva cât de cât apropiat de realitatea din telefon. De dai seama, dacă Daniel Dragomir a spus sofisticat ce totul arată un refui al întregetii. De cartier, ce mafioi au ceva mai mult taif, imagina ei expertiz. Ce să facem, asta-i românica centenarului, refuia la derbedeilor cu banii a maestrilor cumprai la tarab, cu statul paralel, scrie Andreea Pora pentru revista 22.